Deși s-au aflat la debutul în tricoul naționalei, cei doi suceveni au fost jucători de bază ai tricolorilor. Nicoară s-a dovedit chiar asul din mâneca selecționerului Tiberiu Lajos, după ce a reușit să obțină 3 lovituri de pedeapsă și să marcheze 2 goluri în meciul din grupe cu Bulgaria. România și-a apărat titlul european la minifotbal după ce a învins pe rând selecționatele din Bulgaria, Grecia, Slovacia, Republica Moldova și Cehia, într-o finală care s-a decis după executarea loviturilor de departajare.